Coplul Margareta și Duda a pierdut procesul în care îl acuză pe principele Nicolae că ar fi intrat prin efracție în reședința regelui Mihai din Elveția. Judecătorii au ajuns la concluzia că regele suferea de Alzheimer iar cei doi l-au izolat de nepotul său pentru a-l exclude din orice succesiune legitimă. În luna noiembrie a anului 2017, Casa Regală a României anunța printr-un comunicat că Nicolae Medforth Mills ar fi încercat să intre cu forța în reședința regelui Mihai din Elveția. Nicolae ar fi forțat ușa locuinței și ar fi rănit o persoană în încercarea de a-și vedea bunicul în ultimele clipe de viață, se mai arată în comunicat. Totuși, la patru ani de la incident, judecătorii au ajuns la o altă concluzie după procesul intentat de cuplul Margareta și Duda împotriva principei lui Nicolae. A elvețiana a fost informată de faptul că fostul principe a încercat în nenumărate rânduri să-l viziteze pe rege, mai exact de șapte ori. În fiecare dintre aceste ocazii, lui Nicolae i s-a refuzat accesul. De cealaltă parte, și regele Mihai ar fi solicitat în repetate rânduri să-și vadă nepotul, însă Margareta ar fi refuzat de fiecare dată, potrivit declarațiilor date de martori în cadrul procesului. Acuzațiile făcute de principesa Margareta în acel moment, cum că Nicolae ar fi agresat două asistente care urmau să-l trateze pe rege, s-au dovedit a fi false. Instanța lasă de înțeles că Margareta și Duda au profitat de degradarea sănătății regelui Mihai, care suferea și de Alzheimer, pentru a-l izola și a ține departe de principele Nicolae, pe care îl doreau scos pentru totdeauna din linia succesorală.